Domnule Farcaș, suntem în Reghin, suntem la sediul dumneavoastră, discutăm despre modalitatea prin care dumneavoastră, care sunteți antreprenor, acum doriți să replicați în administrație modelele de bune practici pe care le-ați aplicat deja în cadrul companiei dumneavoastră și modele de bune practici pe care le-ați văzut în vizitele pe care le-ați făcut în Polonia, în Italia, în alte țări europene. Ce anume propuneți dumneavoastră mediului antreprenorial, domnule Farcaș? În cadrul ofertei electorale pe care am prezentat-o comunității, am și un punct foarte important, acest sprijin, acest suport real pentru mediul de afaceri, pentru dezvoltarea economică a municipiului, pentru că știm până la urmă că din economia locală primim taxe și generăm veniturile și decât să crești taxele ca să îngreunezi pe cetățeni, ca să poți să cofinanțezi alte proiecte sau să atragi fonduri europene la care mai pui și tu bani, mai bine să crește mediul economic. Și în acest sens, într-adevăr, cred că sunt, ba nu, lăsați-mă să nu fiu modest, știu că sunt singurul candidat care vorbește limbajul mediului de afaceri, sunt antreprenor pur sânge, cum zicea acum recent cineva și mi-a rămas în minte, adică nu mi-am creat business-urile în momentul în care am intrat în politică, eu am creat tot istoricul, toată activitatea înainte să ajung în politică și știu exact moneda de schimb și cea mai importantă resursă pe care o are o companie și anume timpul. Evident și resursa umană, dar timpul este cea mai importantă. Și atunci eu trebuie să mă asigur că prin măsurile pe care le dispun, ca primar al municipiului Reghin, adresez acest neajuns al companiilor într-o economie instabilă, cu legislație economică schimbătoare, măcar un lucru să le ofer eu și anume timpul. Și cum pot să fac asta? Pe dincolo de acea persoană de care v-am tot povestit, care va fi dedicată pe urmărirea fluxului documente, ce ar fi, și permiteți-mi să fiu puțin naiv, dar conectat în realitate, pentru că acest lucru se întâmplă astăzi în alte unități administrative teritoriale, într-o oarecare măsură, ce ar fi dacă n-ar trebui să se plimbe pentru autorizație sau pentru o procedură de dezvoltare în companii, se plimbe pe la nu știu câte de concentrate prin județul Mureș, companiile din Reghin. Ce ar fi dacă, într-un protocol formal, într-o invitație înaintată instituțiilor de concentrate ce emit avize către companii, ce-ar fi dacă ar fi un birou unic în municipiul Reghin? Ce-ar fi dacă eu, ca primar, aș dispune să organizăm un birou pentru companii, ca în momentul în care acea persoană reprezentantă a companiei intră și știe că trebuie să autorizeze ceva, să știe că trece din start pe la fiecare. Ce-ar fi dacă aș face acel protocol ce l-am văzut și la alte unități administrative teritoriale, mai ales ca practică în Uniunea Europeană și, cum am spus, Reghinul trebuie să intre într-o competiție a orașelor europene. Ce-ar fi dacă și avem uneltele necesare, dacă i-aș convinge și dacă i-aș aduce, să aibă reprezentanți, să aibă un delegat, acele instituții care te pun să aștepți la alte porți, la alte ghișe, la alte parcări, la alte clădiri de prin județul Mureș, de prin Târgu Mureș, să vină toate la Reghin, să aibă program pentru Reghin, pentru reghineni. Adică ai venit, ți-ai făcut treaba, ai plecat. Iar omul pe care îl dispun să-ți urmărească procedura, să se asigure că lucrurile se fac la timp, să se asigure că tu ai o persoană de contact dedicată ca și companie, pe care o poți suna să întrebi, ok, la acel departament, la acea instituție, în ce pas mi, să nu trebuia să dea acea companie, acel antreprenor să se concentreze pe activitatea sa, să aibă grijă de oamenii săi, să aducă plus valoare comunității, nu să stea prins în cătușele birocrației sau birocrației digitale. Deci acest lucru este complet realizabil, sunt pregătiți și sunt foarte determinați să-l pun în practică și vom fi primul municipiu, poate singurul AT din județul Mureș, care va avea acest birou unic pentru mediul de afaceri, pentru mediul economic. Și atunci putem să accedem, putem să sperăm că Reghinul ajunge din nou cu argumente pertinente și cu o strategie clară, cu o putere economică în creștere. Pentru că noi din 1992, când eram cel mai puternic oraș din România, ca putere economică pe cap de locuitor, am ajuns astăzi, am ajuns astăzi că nu mai suntem acolo, am pierdut acel rang. Adică noi eram pregătiți de economie, eram un oraș industrial, aveam atâtea oportunități, locuri de muncă. Noi am ieșit din această competiție, am dus tot mai rău, într-o cutie care se tot micșorează, niște norme care se degradează, niște obiective care se micșorează, un ritm care încetinește. Scuzați-mă, eu nu am răbdare, din păcate, așa am crescut, într-o agitație, într-o viteză, nu am răbdare și nici nu permit să stau 12 ani ca să-mi atrag fonduri, să le, cum ziceau alte organizații, plus acum că mi-au trebuit 8 ani să scriu proiectele, încă 4 să le implementez. Oameni buni! Înnebunim, rămânem în urmă de 10 ori, proiectele și toate se scumpesc. Noi putem să facem repede, putem să facem la timp, ne trebuie ca acest sistem, a cărui premize încerc să le setez în 4 ani de mandat, să funcționeze și după ce eu nu voi mai fi. 2024-2028 este o ofertă unică pentru municipiul Reghin, este o ofertă unică pentru reghineni, să pună un antreprenor pur sânge, să pună un om determinat, un om tânăr care a realizat ceva în viața personală și profesională, să-l pună acolo unde are puterea executivă, unde are pixul, pentru că am centrat de m-a durut piciorul și nimeni nu era acolo să dea cu capul. Nu, puneți-mă în partea cealaltă, că dau și cu capul, le pun în poartă pe toate. Există o altă problemă remarcată de antreprenori și anume problema forței de muncă. Pregătirea forței de muncă. Există soluții care au fost testate de asemenea. De exemplu, în cadrul universităților clujene, masterate de tip dual, în care companiile au contribuit pentru a pregăti paitiști. De asemenea, există colaborări cu companii germane sau austriece care au investit pentru a pregăti specialiști în industria chimică. La Reghin ar fi posibilă dezvoltarea unui învățământ de tip dual? Observăm că societatea și direcția în care aceasta merge, datorită și platformelor care există, platforme sociale pe de-o parte, oportunităților din online care apar fără nevoia de pregătire de educație, deși știm că educația e singurul lucru pe care nimeni nu-l poate lua vreodată. Cu aia rămâi, cu aia ai primit-o. Avem o oportunitate foarte mare în municipiul Reghin. Municipiul Reghin trebuie să știm că, dincolo de studiile de fezabilitate la care am participat, studiile pe care le-am actualizat, cifrele pe care le-am urmărit, ca bazin colector a Văii Mureșului, a Văii Gurghiului, a Văii Beicii, ne aducem nu doar un potențial pe partea de investiție și dezvoltare în sănătate, aducem un potențial foarte mare în partea de investiții în educație. Și aici o problemă cu care companii, branduri mari din Reghin s-au confruntat în momentul în care au încercat, s-au apelat la acele oportunități de învățământ dual cu finanțare, în care erau pregătite companiile respective să finanțeze și ele, s-au bătut de... Ce s-au bătut? Probabil de sistem. Sau explicați-mi de ce, poate neștire, necunoștință, de ce primăria municipiului Reghin, de ce nu a intervenit, de ce nu a fost acolo prezentă, la fel cum eu încerc să fiu prezent, să facă lucrurile să meargă. Sau poate nici măcar n-a auzit vreodată că a fost problemă, că s-a încercat și nu s-a reușit. Există reprezentanții consiliilor locale în consiliile de administrațiile școlilor, care se prezintă acolo probabil pentru socializare. Eu cât timp am fost acolo am rezolvat probleme serioase în Consiliul de Administrație și asta pot să spună cei de acolo. Și chiar eram la un moment dat în zona de, să zic, acest neajuns, acest obstacol de a da drumul la un învățământ dual, am aflat prea târziu, din păcate, de subiect, dar m-am interesat și am întrebat ce s-a întâmplat. Uite, avem situații, avem exemple funcționale la Turda, da? La Turda există tinerii lăcătuși mecanici care îs specializați acum către o industrie nouă, către industrie de aviație. Deci, pentru că este și un interes acolo, observăm și gândiți-vă, într-un astfel domeniu atât de pretențios, atât de delicat, să vină să se educe, să fie educați tinerii de la noi din România, e o oportunitate extraordinară. Și acum vorbim că vrem să atragem investitori și cum? Păi, în primul rând, trebuie să ne asigurăm că avem și forța de muncă pregătită. Dincolo de restul ce avem pe punctaj, să fie reglementate zonele, să aibă acces la utilități, la centură, la viteză, la căi ferate, la... Ne trebuie forța de muncă. Deci putem și avem companii de renume, companii mari aici, ce pot să se implice, ce pot să investească și ele. Noi trebuie să ne asigurăm că acest cadru funcționează, că noi suntem partenerul dedicat cu, să zic, proiectorul acolo, focusat pe obiectivul pe care trebuie să atingem împreună și să atragem, cum poți altcumva să crești demografic un municipiu, dacă n-ai locuri de muncă și dacă n-ai servicii gen educație, sănătate de calitate. Pentru că noi de-aia plecăm sau de-aia mai reușim să am putea atrage și mai mulți din afară. Dacă un om se întoarce din afară, asta se întoarce pentru educație și pentru sănătate. Dar se întorc prea puțin. Pentru că se întorc că nu-și permit acolo sistemul de educație și sănătate. Dar ce ar fi dacă ar fi atractiv, dacă ar și oferi rezultate, dacă ar oferi și împlinire și o recompensă? Pentru că tot le spunem la copii, învățați, educația e cea mai sfântă, ce am spus și eu mai devreme, că cu educația rămâi, nu se poate lua nimeni și ajungi la un dat, te bați cu capul de un sistem corupt, mizer, în care pe interese, pe ușa din dos se întâmplă dedicații pe funcții și așa mai departe. Uite, pe transpartizare, digitalizare, unul din proiectele ce prin praf astăzi în primăria municipiului Reghin este chiar acest lucru. Să deschizi ușa pentru toți care vin să fie... Mie îmi place competiția. Mie îmi place în trecere. Așa cum eu mă simt într-o competiție și mă lupt să câștig. Și atunci de ce n-am avea competiție și pe funcțiile din competiție reală? Nu aia în care primești plicul cu răspunsurile și bine mersi, unul care a învățat toată viața sau unul care chiar s-a spetit, unul care chiar e competent, care merită, rămâne deoparte. Și prietenul sau soția sau fica sau nepoata sau verișoara ajunge unde ar trebui să ajungă unul mai competent. Pe mine mă interesează în jurul meu, mie nu mi-e frică de oameni deștepți. Dacă sunt mai deștepți ca mine, și mai bine. Pentru că atunci poți să mergi departe, atunci poți să prinzi viteză, atunci poți să intri în competiție la un nivel și mai mare. Lumea, candidați în general sunt foarte blocați într-o competiție a orgolilor, competiție politică. Ei câștigă astăzi mandatul și se chinuie cum să câștige și peste 4 ani mandatul. Adică toate măsurile pe care le dispun le observ cum sunt părtinitoare intereselor politice. Voi, oameni buni, vi-i frică? Lasă-i mă să muncească, lasă-i să fie prezenți, lasă-i să vină cu inițiative. Lucrează cu toată lumea, pentru că noi nu avem o competiție intern, să ne răcâim noi aici intern. Reghin nu are o problemă, chiar dacă unii ar vrea să creadă treaba asta sau să facă să creadă, să creeze emoția, frica respectivă, nu avem o problemă de etnie, nu avem o problemă de... Pentru că suntem un oraș cu istorie multiculturală, nu avem o problemă de număr de candidați. Astăzi este Mihai Farcaș din partea Alianței Dreapta Unită, Marc Endre din partea ODM. Noi suntem cei care acolo suntem pe poziții. Și credeți-mă, dacă astăzi suntem Farcaș, Mihai și Marc Endre, în curând vom fi Farcaș, Mihai sau Marc Endre. Pentru că ați văzut că sunt hotărât, ați văzut că știu ce vorbesc, ați văzut că am asimilat și am absorbit foarte mult informații și am învățat despre administrația locală. Acum suprapun-o peste caracterul meu, să nu zic dominant, ambițios, hotărât, determinat, ca să livreze rezultate, un program și o ofertă electorală clar dozată pe cei 4 ani care urmează, nu cu povești pentru încă 4 ani. Nu, fraților, dacă, dragii mei, dacă 4 ani nu rezolv ceea ce am promis, dacă 4 ani nu livrez rezultate, dacă sistemul câștigă în fața mea, eu mi-asum acest eșec și o să mă retrag. Dar credeți-mă că nu se va întâmpla asta. Dacă un om, un consilier local, această emblemă 3 ani, această siglă 3 ani am purtat-o pe piept cu mândrie și am livrat rezultate între atâția care nu vreau să livreze rezultate sau nu vreau ei să livreze rezultate. Imaginați-vă dacă și dați putere executivă. Și îmi dați un aparat de specialitate de 300 de oameni. Și îmi dați acces la acele resurse despre care eu tot vorbeam că există și mă trezeam că se amână, că nu se înțelege, că se decalează. Oameni buni, pierdem bani. Timpul înseamnă bani și în administrația locală, nu doar într-o firmă. Dacă trece timpul, prețurile cresc. Dacă faci mai repede, înseamnă că am un cost mai mic. Și bineînțeles, comunitatea beneficiază de un proiect încheiat, nu proiect amânat, lungit, scumpit, mărit, etc.